4. O călătorie în beznă. 1. Se însera și lumina cenușie se stingea încă o dată cu repeziciune atunci când ei făcură popas pentru noapte. Erau frânți de oboseală. Neguri tot mai adânci învăluiseră munții, iar vântul bătea rece. Gandalf se îndură și mai dădu fiecăruia câte o înghițitură de miruvor, licoarea din vâlceaua despicată. După ce îi sprăviră de mâncat, ținură sfat. De bună seamă că în noaptea asta nu putem merge mai departe, spuse Gandalf. Atacul din trecătoarea cornului roșu ne-a istovit. Trebuie să ne odihnim aici o vreme. Și apoi încotro, vrut să știe Frodo. Călătoria și misiunea încă nu s-au împlinit, răspunse Gandalf. N-avem altceva de ales decât să mergem înainte sau să ne reîntoarcem în vâlceaua despicată. Chipul lui Pipin se lumină vădit la simpla pomenire a întoarcerii în vâlcea. Merry și Sam își ridicară privirile plini de speranță. Aragorn și Boromir însă nu făcură niciun gest. Frodo arăta tulburat. Ce mi-aș dori să fiu acolo, spuse el, dar cum să mă întorc fără să mă acopăr de rușine, decât dacă într-adevăr nu e altă cale și suntem cu toți înfrânți? Ai dreptate, Frodo, zise Gandalf. Dacă ne întoarcem înseamnă să ne recunoaștem înfrânți și vom avea de îndurat și mai mari înfrângeri. Dacă ne întoarcem acum, inelul va trebui să rămână acolo. Nu vom putea porni a doua oară la drum. Apoi, mai devreme sau mai târziu, vâlceaua despicată va fi asediată și după un timp scurt și amarnic va fi distrusă. Duhurile inelelor sunt dușmani de moarte și totuși nu sunt decât umbrele puterii și ale terorii pe care le-ar avea și le-ar răspândi atunci când inelul stăpân s-ar afla din nou în mâinile stăpânului lor. Atunci trebuie să mergem înainte, dacă avem pe unde, oftă Frodo. Sam se întunecă din nou la chip. Există o cale pe care o putem încerca, zise Gandalf. De la bun început, de când am cumpănit la această călătorie, m-am gândit la ea. Dar nu este un drum plăcut și până acum nu v-am spus despre el. Aragorn s-a împotrivit până nu vom fi încercat calea peste munte. Dacă drumul e mai rău decât acela prin trecătoarea cornului roșu, cugetă Merry, înseamnă că este cu adevărat rău. Da, mai bine ne-ai spune despre el ca să știm dinainte ce ne așteaptă. Drumul despre care vă spun duce prin minele Moriei, începu Gandalf. Doar Gimli își ridică privirile. În ochii lui ardea înnăbușit un foc. Ceilalți fură cuprinși de groază auzind numele. Chiar și pentru hobiți, Moria era o legendă menită a înfiora. Poate că drumul duce în Moria, dar ce speranță avem să o și străbată? Întreba Aragorn întunecat. Un nume rău prevestitor, zise Boromir, și nu văd ce rost are să mergem pe acolo. Dacă nu putem traversa munții, atunci s-o luăm spre miază zi, până ajungem la strunga Rohan, unde oamenii îi privesc cu bunăvoință pe semenii mei și astfel urmăm drumul pe care am venit încoace. Sau putem să trecem de strungă și să traversăm râul Isen înspre țărmul vechi și Lebenin ca să intrăm în Gondor, dinspre regiunile din vecinătatea mării. S-au schimbat multe, Boromir, de când ai venit tu spre miază noapte, răspunse Gandalf. N-ai auzit ce v-am povestit despre Saruman? Cu el îmi voi avea propriile socoteli după ce se isprăvește totul, dar inelul nu trebuie să se apropie de Isengard, dacă acest lucru poate fi împiedicat în vreun fel. Strunga Rohan ne este închisă atâta vreme cât îl însoțim pe purtătorul inelului. Cât despre drumul cel lung, răspunse Gandalf, nu ne putem îngădui să pierdem atâta timp. Ne-ar lua un an o asemenea călătorie și ar trebui să străbatem multe meleaguri. E drept, pustii și fără ascunzișuri tainice și nici așa n-ar fi sigură călătoria. Ochii veghetori ai lui Saruman și ai dușmanului sunt ațintiți într-acolo. Când ai venit spre miază noapte, Boromir, erai în ochii dușmanului doar un trecător rătăcitor de la miază zi. N-avea de ce să-i pese prea mult de tine. În mintea lui nu se gândea decât la inel. Dar acum te întorci printre însoțitorii inelului și ești în primejdie atâta vreme cât te afli cu noi. Primejdia crește cu fiecare leghe pe care o străbatem spre miază zi sub cerul liber. De când cu încercarea fățișă prin trecătoare, mă tem că situația noastră a devenit și mai disperată. Nu văd să ne fi rămas prea multă speranță, dacă nu ne facem nevăzuți o vreme, pentru a ni se pierde urma. Prin urmare, sfatul meu este acela de a nu merge nici peste munți, nici să nu-i ocolim, ci să o apucăm pe sub ei. Cel puțin acela e un drum pe care dușmanul se așteaptă cel mai puțin să-l urmăm.
Nu știm ce așteaptă dușmanul să facem, îl întrerupse Boromir. S-ar putea foarte bine să vegheze toate drumurile. Și atunci a intra în Moria ar însemna a intra într-o capcană, adică la fel de rău ca și a bate la porțile turnului întunecimii însuși. Numele Moriei înseamnă negru. Vorbești fără să știi când asemuiești Moria cu fortăreața lui Sauron, răspunse Gandalf. Numai eu dintre voi toți am fost vreodată în turnurile seniorului întunecimii și doar în sălașul lui mai vechi și mai neînsemnat din Dol Guldur. Cei care trec de porțile turnului Barad-dûr nu se mai întorc, dar nu v-aș duce spre Moria dacă n-ar fi speranță de ieșire. Dacă sunt orci acolo, nu ne va fi bine, e adevărat, dar cei mai mulți orci din munții cețoși au fost alungați sau nimiciți în bătălia celor 5 oștiri. Vulturii mi-au dat de veste că orcii se strâng din nou din depărtări. Mai există însă o nădejde că Moria este încă liberă. Nu știu dacă nu cumva se află și gnomi acolo. Iar în vreo sală adâncă a străbunilor s-ar putea să se găsească Balin, fiul lui Fondin. Oricum ar sta lucrurile, trebuie să urmărim calea pe care suntem nevoiți să o urmăm. Am să urmez calea cu tine, Gandalf, spuse Gimli. Voi merge și voi privi la sălile lui Durin, orice ne-ar aștepta acolo, dacă vei putea găsi porțile cele închise. Bine, Gimli, îmi dai curaj, vom căuta porțile împreună și vom răzbi. Între ruinele gnomilor, mintea unui gnom e mai greu de tulburat decât aceea a elfilor sau a oamenilor sau a hobiților, dar nu ar fi pentru prima oară că intru în Moria. Multă vreme l-am căutat acolo pe Train, fiul lui Tror, după ce s-a pierdut. Am trecut prin ea și am ieșit viu. Și eu am trecut odată pe poarta pârâiașului tainic, zise Aragorn încet. Dar cu toate că am ieșit iarăși la lumină, am amintiri foarte rele. Nu-mi doresc să intru în Moria a doua oară. Iar eu nu doresc să intru nici măcar odată, mărturisi Pipin. Nici eu, murmurăseam. De bună seamă că nu. Cine și-ar dori? Dar întrebarea e, cine mă urmează dacă vă duc într-acolo? Eu, sări Gimli nerăbdător. Eu, oftă Aragorn din greu, m-ai urmat prin zăpadă până aproape de nenorocirea noastră a tuturor și n-ai spus niciun cuvânt de mustrare. Acum am să te urmez, dacă această ultimă prevenire nu te înduplecă. Nu la Inel mă gândesc acum și nici la noi ceilalți, ci la tine, Gandalf. Și ascultă ce-ți spun, dacă pășești dincolo de porțile Moriei, fii cu băgare de seamă. Eu nu mă duc, spuse Boromir, decât dacă toți sunteți împotrivă. Ce spun Legolas și seminția mică? Nu trebuie să auzim și vocea purtătorului inelului? Eu nu doresc să intru în Moria, zise Legolas. Hobiții rămaseră tăcuți, Semul privi pe Frodo. Într-un târziu acesta vorbi. Nu doresc să merg, dar nici nu doresc să resping sfatul lui Gandalf. Vă rog să nu hotărâm nimic până mâine dimineață. Va fi mai ușor pentru Gandalf să audă părerea noastră la lumina zilei decât în întunericul ăsta rece. Cum mai urlă vântul! La aceste vorbe toți rămaseră tăcuți și duși pe gânduri. Auzeau vântul șuierând printre stânci și copaci, iar hăurile pustii ale nopții erau pline de urlete și vaete. Deodată Aragorn sări în picioare. Cum mai urlă vântul, strigă el, urlă cu voci de lup. Vargii au trecut munții înspre apus. Atunci mai trebuie să așteptăm până mâine dimineață? Întrebă Gandalf. Ce v-am spus? A început vânătoarea. Chiar dacă trăim să vedem zorile, cine-și mai dorește acum să călătorească spre miază zi pe timp de noapte cu lupii cei dezlănțuiți pe urmele lui? Câte departe e Moria? Întrebă Boromir. Știam de o poartă la sud-vest de Carad Hras, cam la 15 mile în linie dreaptă sau 20 pe ocolite, răspunse Gandalf înverșunat. Atunci pornim imediat cum s-a luminat de ziua, dacă putem, hotărâ Boromir. Lupul pe care-l auzi e mai rău decât orcul de care te temi. Așa e în cuvință Aragorn, potrivindu-și mai bine sabia în teacă, dar acolo unde urlă vargul dă târcoale și orcul. Ah, de ce n-am urmat sfatul lui Elrond, murmură Pipin în urechea lui Sam. Nu-s făcut pentru așa ceva. N-am moștenit îndeajuns spița lui Bandobras, muge de taur. Urletele astea mi-îngheață sângele în vene. Nu știu să mă fi simțit vreodată atât de nenorocit. Mie mi-a ajuns inima până în vârful picioarelor, domnul Pipin, mărturisi Sam. Da, încă nu suntem sfârtecați și sunt câțiva voinici aici cu noi. Nu știu ce l-așteaptă pe bătrânul Gandalf, dar pun capul jos, că nu-i pântecele unui lup.
Pentru a se putea apăra în timpul nopții, însoțitorii inelului urcară până în vârful colinei la poalele căreia se adăpostiseră până atunci. Era înconjurată ca de o coroană de copaci bătrâni cu tulpini contorsionate, în apropierea cărora se afla un inel frânt făcut din bolovani. În mijlocul lui aprinseră un foc, căci nu aveau nicio speranță ca întunericul și tăcerea să le șteargă urmele din fața haitelor ce-i urmăreau. Se așezară în jurul focului, iar cei care nu făceau de veghe ațipiră și dormiră un somn neliniștit. Bietul Bill Poneiul tremura tot acolo unde stătea, scăldat în sudoare din cap până în picioare. Urletul lupilor se auzea acum din toate părțile, uneori mai aproape, alteori mai departe. În bezna nopții, multe perechi de ochi scăpărători puteau fi zărite iscodind de la marginea culmii. Unii înaintară chiar până la inelul de pietre. În dreptul unei spărturi între bolovani se dezlușea o siluetă de lup întunecată, oprită acolo și cu privirile ațintite asupra lor. Un urlet cutremurător izbucni din gâtlejul lui, de-i fi zis că era căpetenia ce striga haita să dea asaltul. Gandalf se ridică în picioare și păși înainte, ridicându-și toiagul. Ascultă cerbera lui Sauron, strigă el. Gandalf se află aici. Șterge-o dacă pui preț pe blana ta scârboasă. Te jupoi de la coadă până la bot dacă îndrăznești să pășești în cercul ăsta. Lupul mârâi și sări spre ei cu un salt uriaș. În aceeași clipă se auzi un plesnet ascuțit. Legolas dăduse drumul la arc. Urmă un schelălăit înfiorător și silueta din aer se prăbuși la pământ. Săgeata elfică îi străpunsese gâtul. Ochii supraveghetori se stinseră dintr-o dată. Gandalf și Aragorn se repeziră înainte, dar dealul era pustiu, iar haitele pornite la vânătoare dispăruseră. Peste tot în jur, întunericul se cufundă în tăcere și niciun strigăt nu se mai apropie purtat de vânt. Noaptea era târzie și luna, în al treilea pătrar, cobora spre vest, lucind în răstimpuri printre norii sparți. Brusc, Frodo tresări în somn. Ca din senin, o furtună de urlete izbucni cu furie și sălbăticie de jur împrejurul taberei. O mare haită de lupi se strânsese pe nesimțite și îi ataca acum din toate părțile deodată. Încingeți focul!" strigă Gandalf către hobiți. Scoateți săbile și stați spate în spate!" În lumina săltăreață, pe măsură ce vreascurile se aprindeau, Frodo zări nenumărate forme cenușii sărind peste cercul de pietre. Și mai multele urmau. Prin gâtlejul unei căpetenii uriașe, Aragorn își înfipse sabia dintr-o singură mișcare. Cu o singură retezătură, Boromir se ceră capul alteia. Lângă ei, Gimli stătea cu picioarele sale vânjoase departe, învârtindu-și securea de gnom. Arcul lui Legolas bârnâia. În lucirea unduitoare a focului, Gandalf păru deodată să crească. Se înălță ca o siluetă uriașă, amenințătoare, un monument al cine știe cărui rege de demult al pietrelor, ridicat pe un deal. Lăsându-se în jos, precum un nor, el apucă o ramură arzândă și păși în întâmpinarea lupilor. Din fața lui, fiarele se rătraseră. El aruncă ramura flacără în văzduh. Aceasta scăpără cu o pară neașteptată, ca un fulger, iar vocea lui Gandalf bubui ca tunetul. Naur an edrait amen, naur dani en gaurot, strigă el. Se auzi un vuiet și un pârâit și copacul de deasupra lui explodă într-o vâlvătaie de frunze și flori de foc. Limbile se întinseră de la un vârf la altul. Întregul deal era înconjurat cu o lumină orbitoare. Săbile și pumnalele celor care se apărau sclipiră și scăpărară. Ultima săgeată a lui Legolas se aprinse în aer, în plin zbor și se înfipse arzând drept în inima unei mari căpetenii de ale lupilor. Toți ceilalți o rupseră la fugă. Încet, încet, focul se stinse, până când nu mai rămase nimic altceva decât cenușa care se spulbera și scântei aici colo. Un fum înnecăcios se vălătucea deasupra tulpinilor arse ale copacilor și se depărta negru de colină atunci când primele semne ale zorilor apărură palide pe cer. Dușmanii fuseseră puși pe fugă și nu s-au mai întors. Ce ți-am spus, domnul Pipin?" întrebă Sam, vârându-și sabia în teacă. N-or să pună ei lupii laba pe el. Mare minune a fost asta, hotărât lucru. Mi-a făcut părul măciucă și alta nu. În lumina dimineții nu se zărea nici urmă de lup și în zadar căutară leșurile celor uciși.
Nicio altă urmă de bătălie în afara copacilor carbonizați și a săgeților lui Legolas, care zăceau împrăștiate pe coama dealului. Erau nevătămate. Doar din una nu mai rămăsese altceva decât vârful. Așa cum m-am temut, spuse Gandalf, lupii ăștia n-au fost dintre cei obișnuiți, care vânează flămânzi în sălbăticie. Să îmbucăm ceva la repezeală și să o luăm din loc. În acea zi, vremea se schimbă din nou, aproape ca la comanda unei puteri ce nu mai avea trebuință de zăpadă, pentru că ei părăsiseră de acum trecătoarea, o putere ce dorea să aibă o zi senină, în care tot ceea ce mișca în pustietate să poată fi zărit de la mare depărtare. Vântul încetase de tot, după ce în timpul nopții începuse să bată dinspre nord spre nord-vest. Norii dispăruseră spre sud, iar cerul se deschisese albastru în înalt. Pe când săltau ei pe munchea dealului, gata de plecare, o rază palidă de soare lucide asupra crestelor muntoase. Trebuie să ajungem la porți înainte să apună soarele, zise Gandalf, altfel mă tem că nu mai apucăm să le zărim. Mult nu e de mers, dar drumul s-ar putea să fie încălcit, căci Aragorn nu ne mai poate conduce. Pe meleagurile astea n-a prea umblat. Cât despre mine, o singură dată am nimerit sub peretele apusean al Moriei și asta cu mult timp în urmă. Acolo se află, mai spuse el, arătând spre sud-est, unde pantele munților coborau abrupte până la umbrele de la picioarele lor. În depărtare se dezlușea cu greu o linie de stângi golașe, iar în mijlocul lor, mai înalt decât toate celelalte, un perete semeț. Când am părăsit poteca, continuă Gandalf, v-am dus spre miază zi, nici de cum spre punctul de unde plecaserăm. Cum poate ați băga de seamă unii dintre voi. Și bine am făcut, căci acum avem mai puține mile de străbătut și e nevoie să ne grăbim, să mergem. Nu știu ce să sper mai curând, zise Boromir întunecat la chip. Să găsească Gandalf ceea ce caută sau, ajungând la stâncă, să descoperim că porțile au dispărut pentru totdeauna. Și una și alta par la fel de rele și mai degrabă ne văd prinși între lupi și peretele de stâncă. Luați-o înainte. Gimli mergea în față, pas în pas, cu vrăjitorul, într-atât era de nerăbdător să ajungă în Moria. Ei doi împreună îi conduceau pe însoțitorii inelului înapoi spre munți. Singurul drum din străvechime spre Moria, dinspre vest, urmase lungul unui pârâu, Siranon, care izvora de la picioarele stâncilor aflate în apropierea porților. Se prea poate însă ca Gandalf să se fi rătăcit. Sau poate că meleagul se schimbase întrucâtva în anii din urmă, căci nu dădu peste pârâu acolo unde se așteptase să-l găsească, ci la câteva mile mai la sud de locul de unde porniseră. Dimineața se apropia de ora amiezii, iar ei rătăceau încă și orbecăiau pe întinderea aceea pustie, presărată cu pietre roșii. Nicăieri nu zăreau o sclipire de apă și nu auzeau vreun zvon de curgere, peste tot numai pustiu și uscăciune. Nici tu viețuitoare, nici tu pasăre pe cer, dar ce avea să le aducă noaptea dacă îi prindea pe acel tărâm pierdut, nu cutezau să se gândească. Deodată Gimli, care o luase în fruntea tuturor, strigă în urmă către ei. Se cocoțase pe o movilă și arăta spre dreapta. Grăbind pasul, văzură la picioarele lor un canal adânc și îngust. Era gol, tăcut. Abia dacă se zărea un firicel de apă ce se scurgea printre pietrele maronii, vârstate cu roșu, de pe fundul lui. Dar pe malul de pe partea lor era o potecă, întreruptă și pierdută în multe locuri, ce șerpuia printre pereții, în ruină și dalele, ce mărginiseră și pavaseră odinioară o cale străveche. Ah, în sfârșit, iată-l!" exclamă Gandalf. Pe acolo curgea pârâul. Siranon, pârâul porții, așa se numea. Dar nu mai pot da seama ce s-a întâmplat cu apa. Pe vremuri curgea repede și tumultoasă. Haideți, trebuie să ne grăbim, am întârziat. Îi dureau picioarele și erau obosiți. Cu toate acestea s-au târât cu îndărădnicie multe mile de-a lungul potecii accidentate și șerpuitoare. Soarele trecuse de miază zi și începea să coboare spre asfințit. După un popas scurt și ceva îmbucat în grabă, își continuară drumul. În fața lor munții își strângeau rândurile, dar poteca lor se afla într-o depresiune adâncă, de unde nu puteau zări decât coamele mai înalte și țancurile îndepărtate de la răsărit. În cele din urmă ajunseră la un loc unde poteca, ce până atunci se strecurase între malul canalului și un povârniș abrupt la stânga, cotea brusc și o lua din nou spre est.
Dând cotul, drumeții se treziră în fața unei stânci puțin înalte, cam de 5 stânjeni, cu vârful retezat și zimțat. Deasupra ei, un fuior de apă picura printr-un horn larg, ce părea să fi fost scobit de o cascadă cândva vijelioasă și bogată. Chiar că s-au schimbat lucrurile, exclamă Gandalf, dar nu există nicio îndoială că acesta e locul. Asta e tot ce a mai rămas din cascada scării. Dacă mi-amintesc bine, erau niște trepte săpate în stâncă, în dreapta lor, dar drumul principal o lua la stânga și urcau colit până pe platoul de deasupra. Pe vremuri, acolo era o vale puțin adâncă, dincolo de cascadă, chiar până la porțile Moriei, și prin ea curgea Siranon, alături de drum. Să mergem și să vedem cum mai stau lucrurile acum. Găsiră treptele de piatră fără greutate. Gimli le urcă în pas vioi, urmat de Gandalf și Frodo. Ajunși sus, văzură că nu mai puteau merge pe același drum și pricina pentru secătuirea pârâului porții li se dezvălui pe dată. În spatele lor, soarele ce asfințea umplea cerul apusean și rece cu o lumină aurie scăpărătoare. În fața lor se întindea un lac negru și neclintit. Nici cer și nici apus nu se răsfrângeau în oglinda lui mohorâtă. Siranon fusese zăgăzuit și umpluse întreaga vale. Dincolo de apa amenințătoare se ridicau stânci uriașe, cu pereți aspri, apărând palizi în lumina tot mai stinsă, de neînlăturat și de netrecut, fără urmă de poartă sau intrare, fără fisuri sau crăpături. Nimic din toate astea nu putea Frodo dezluși pe suprafața încruntată a pietrei. Ăia pereții Moriei, spuse Gandalf, arătând spre malul opus al apei. Și acolo se afla poarta cândva, poarta elfilor, la capătul drumului dinspre Holin, pe care am venit noi, dar drumul acesta este blocat acum. Bănuiesc că nimeni dintre noi nu va dori ca la sfârșitul zilei să nuate în apa asta dătătoare de fiori. Mă duce cu gândul numai la lucruri rele. Trebuie să găsim o cale în jurul muchiei dinspre miază noapte, își dădu Gimli cu părerea. Primul lucru pe care trebuie să-l facem e să urcăm pe poteca principală și să vedem unde ne va duce. Chiar dacă n-ar fi niciun lac acolo, tot nu putem urca poneiul cu bagajele pe scări în sus. Oricum, nu putem duce bietul animal în adâncul minelor, zise Gandalf. Drumul pe sub munți este întunecos și sunt locuri strâmte și abrupte pe care noi le putem străbate, dar el nu. Bietul și bătrânul Bil, îl căină Frodo, la asta nu ne-am gândit. Și bietul Sam! Oare ce o să spună? Îmi pare rău, oftă Gandalf. Bietul Bil ne-a fost un tovarăș de nădejde și mi se frânge inima că acum trebuie să-l lăsăm în voia sorții. Dacă ar fi fost după mine, aș fi călătorit cu mai puține sarsanale, n-aș fi luat niciun animal cu mine, cu atât mai puțin pe acesta pe care îl îndrăgește Sam atâta. Tot timpul m-am temut că o să fim nevoiți să o apucăm pe aici. Ziua se apropia de sfârșit și stele reci sclipeau pe cer, sus, deasupra orizontului de la apus. Atunci când drumeții, după ce urcară cât puteau de repede povârnișul, ajunseră pe malul lacului. În lățime nu părea să aibă mai mult de 600-700 de iarzi în punctul lui cel mai lat. Până unde se întindea spre sud, nu-și puteau da seama în lumina care se stingea, dar capătul dinspre nord nu se afla la mai mult de o jumătate de milă de locul unde se opriseră, iar între coamele stâncoase ce închideau valea și marginea lacului se zărea o fâșie de pământ. Porniră cu pas grăbit înainte, căci încă mai aveau o milă sau două până la acel loc de pe malul îndepărtat spre care țintea Gandalf și abia acolo aveau să găsească porțile. Când ajunseră la colțul cel mai nordic al lacului, dădură peste un iaz puțin întins, ce le închidea drumul. Cu apă verde, stătătoare, desfășurat ca un braț vâscos, spre îngrăditura coamelor. Gimli păși înainte, nedescurajat, și descoperi că apa nu era adâncă, ci doar până la glezne. Ceilalți îl urmară unul după altul, pășind cu grijă, căci sub plantele ce încărcau apa, se găseau pietre alunecoase, acoperite cu mușchi, încât fiecare pas era nesigur. Frodo se cutremura de scârbă de câte ori atingea cu talpa acea apă întunecoasă și mocirloasă.
Când Sam, ultimul dintre ei, ajunse cu Bill pe pământul uscat de pe malul celălalt, se auzi un fâșit și o plescăitură, ca și când un pește tulburase suprafața liniștită a apei. În aceeași clipă, întorcând toți capetele, văzură cercuri cu margini întunecate de umbrele luminii ce se stingea. Inele mari se lărgeau tot mai mult dinspre un punct îndepărtat al lacului. Se auzi un bolborosit, apoi tăcere. Înserarea se făcu mai adâncă și ultimele raze ale apusului fură învăluite în nori. Gandalf grăbi și mai mult pasul, iar ceilalți îl urmară cât puteau ei de iute. Ajunseră pe fâșia de pământ dintre lac și stânci, îngustă, în multe locuri abia dacă măsura câțiva pași în lățime, plină de stânci rostogolite și pietre. Găsiră totuși o cărăruie, chiar pe lângă peretele stâncii, cât mai departe cu putință de apa întunecoasă. O milă mai la sud, de-a lungul țărmului, ajunseră la stejarii de piatră. Cioturi și ramuri, frânte, putrezeau în vâlcele, rămășițe parese ale unui fost desiș sau ale unui perete viu, ce mărginise odinioară drumul de-a lungul văii inundate. Dar chiar sub stâncă se aflau, încă viguroși și plini de sevă, doi copaci înalți, mai semeți decât orice alt stejar ce-i fusese dat lui Frodo să vadă sau să-și închipuie că puteau exista. Rădăcinile lor masive se întindeau de la stâncă până la marginea apei. Văzuți de departe, din capul scărilor, păruseră niște tufe pipernicite sub stâncile ce se desenaseră nedezlușit. Acum însă se înălțau mult deasupra capetelor, drepți, întunecați, neclintiți, aruncând umbre noptatice adânci în jurul lor, stând ca niște coloane de strajă la capătul drumului. "Așa deci am ajuns," îi anunță Gandalf. "Aici se sfârșea drumul elfilor ce venea de la Holin. Stejarul de piatră era simbolul celor care locuiau pe acele meleaguri și l-au plantat aici ca să însemne hotarul pământului lor. Căci poarta de la apus a fost făcută mai cu seamă pentru a le servi în negoțul lor cu seniorii Moriei. Acele au fost zile fericite, când încă exista prietenie între seminții, chiar și între gnomi și elfi. N-a fost vina gnomilor că această prietenie a luat sfârșit," spuse Gimli. "N-am auzit să fi fost vina elfilor," ripostă Legolas. "Eu am auzit și de una și de alta," îi opri Gandalf, "și n-am să-mi spun părerea acum, dar vă rog, pe voi doi măcar, Legolas și Gimli, să fiți prieteni și să mă ajutați. Am nevoie de amândoi. Porțile sunt închise și ascunse și cu cât le vom găsi mai repede, cu atât va fi mai bine. Noaptea stă să cadă." Întorcându-se către ceilalți, spuse: "În timp ce eu caut, vreți, vă rog, să vă pregătiți pentru intrarea în mină? Căci mă tem că aici suntem nevoiți să ne luăm rămas bun de la bunul nostru animal de povară. Va trebui să lăsați deoparte cât mai multe dintre lucrurile aduse cu noi pentru vreme rea. Nu vă vor mai fi de trebuință înăuntru și nici trag nădejde când vom răzbi de partea cealaltă și ne vom continua călătoria spre miază zi. Fiecare va lua o parte din ceea ce a adus poneiu, mai cu seamă merindele și burdufurile cu apă." "Dar, domnul Gandalf, nu-l putem lăsa pe sărmanul și bătrânul Bill în locul ăsta uitat de lume?" strigă Sam mânios și tulburat. "Nu îngădui așa ceva și cu asta basta! După ce a străbătut atâta amar de drum și după toate cele..." "Îmi pare rău, Sam," spuse vrăjitorul. "Dar când se va deschide poarta, nu cred că vei fi în stare să-l târăști pe Bill înăuntru, în lunga bezna Moriei. Va trebui să alegi între Bill și stăpânul tău." "L-ar urma pe domnul Frodo și într-o văgăună de dragon dacă-l duc eu," protestă Sam. "Ar fi tot una cu a-l omorâ dacă-l părăsesc aici, cu toți lupii ăștia care dau târcoale." "Nu va fi tot una cu a-l omorâ, așa gândesc," zise Gandalf. Își puse mâna pe capul poneiului și vorbi cu voce scăzută. "Du-te cu vorbe de povață și cu ocrotire. Ești un animal înțelept. Ai învățat multe în vâlceaua despicată. Caută să ajungi în locuri de pășunat și apoi la Elrond acasă sau oriunde vei voi tu să mergi." "Haide, Sam," adăugă el, "va avea la fel de multe șanse ca și noi să scape de lupi și să ajungă acasă întreg și nevătămat." Sam stătea abătut lângă ponei, fără să spună ceva. Părând a înțelege ce se întâmpla, Bill îl amușină, punându-și botul lângă urechea lui Sam. Sam izbucni în lacrimi și mai mult pe orbecăite începu să desfacă toate curelele și să descarce ca la balâcul de pe spinarea poneiului, aruncându-l pe jos.
Ceilalți se apucară să aleagă dintre lucruri, punând deoparte tot ce ar fi putut lăsa în urmă și împărțind restul între ei. După ce isprăviră treaba asta, se întoarseră spre Gandalf. Bătrânul părea să nu fi făcut mai nimic. Stătea între cei doi copaci și se uita țintă la peretele gol al stâncii, ca și cum ar fi dorit să sfredelească o gaură în ea doar cu puterea ochilor. Gimli se mișca de colo-colo, ciocănind stânca din loc în loc cu securea lui. Legolas stătea lipit de stâncă, parcă în ascultare. Bun, iată-ne gata pregătiți, zise Merry, de unde sunt porțile? Nu văd niciuna. Porțile gnomilor nu sunt făcute să fie văzute atunci când sunt închise, explică Gimli. Sunt invizibile și nici chiar stăpânii lor nu le pot găsi și nu le pot deschide dacă le este uitată taina. Doar că această poartă n-a fost făcută ca o taină cunoscută doar de gnomi, spuse Gandalf, prinzând brusc viață și răsucindu-se spre ei. Atâta vreme cât lucrurile nu-s cu totul schimbate, ochii ce știu ce caută pot să descopere semnele. Înaintă până la zid, chiar între cele două umbre aruncate de copaci, se găsea o suprafață netedă, peste care el își trecu mâinile într-o parte și în alta, murmurând aproape neauzit niște vorbe. Apoi făcu un pas îndărăt. Uitați, acum puteți vedea ceva? Luna strălucea pe suprafața cenușie a stâncii, dar o vreme ceilalți nu zăriră nimic. Apoi treptat, pe locul peste care trecuseră mâinile vrăjitorului, apărură niște linii șterse, ca niște vinișoare firave de argint ce străbat o piatră. La început, doar ca niște fire palide de zăbranic, atât de fine încât abia dacă sclipeau când le prindea luna în razele ei, dar încetul cu încetul se lățiră tot mai mult și deveniră tot mai limpezi, până când li se dezluși desenul. În partea de sus, până unde putea Gandalf să ajungă, se găsea un arc din litere împletite între ele, scrise în alfabetul elfic. Dedesubt, deși din loc în loc firele se pierdeau sau erau întrerupte, se descifra conturul unei nicovale și al unui ciocan, deasupra cărora se zărea o coroană cu 7 stele. Sub acestea, 2 copaci, fiecare purtând mai multe luni în primul pătrar. Mai clar ca toate celelalte, strălucea în mijlocul porții o singură stea cu multe raze. Acestea sunt însemnele lui Durin, strigă Gimli. Și aici e copacul elfilor nobili, adăugă Legolas. Și steaua casei lui Feanor, continuă Gandalf. Sunt lucrate în Itildin, ce oglindește doar lumina stelelor și a lunii și nu strălucește decât când este atins de cineva care rostește vorbe de acum de mult uitate în pământul de mijloc. Eu le-am auzit de mult de tot și a trebuit să mă gândesc adânc până am reușit să mi le reamintesc. Ce stă scris acolo? Întrebă Frodo, care încerca să descifreze inscripția de pe arc. Credeam că știu alfabetul elfic, dar literele astea nu le pot citi. Aici stă scris cu alfabet feanorian, după cum e felul în Beleriand. Enin Durin Aran Moria, Pedomelon Amino, Imnarvi Hain Ekant, Celebrimbor, O Eregion Teitant It, Hi-hin. Cuvintele sunt în limba elfică vorbită în zilele de odinioară, la apus de pământul de mijloc, răspunse Gandalf, dar ele nu spun nimic important pentru noi. Spun doar atât. Porțile lui Durin, stăpânul Moriei, rostește, prietene, și intră, iar dedesubt, cu litere mici și aproape șterse, spune așa. Eu, Narvi, le-am făcut. Celebrimbor din Holin a încrustat aceste semne. Ce înseamnă rostește, prietene, și intră, vrut să știe Merry. Foarte limpede, zise Gimli. Dacă ești prieten, spune parola și porțile se vor deschide, iar tu poți intra. Da, făcu Gandalf gânditor. Aceste porți sunt probabil stăpânite prin cuvinte. Unele porți de ale gnomilor se deschid doar în anumite momente sau doar pentru cei meniți anume. Altele au încuietori și chei de care tot ai nevoie, chiar și când momentul și vorbele sunt cele potrivite și știute. Porțile acestea n-au chei. Pe vremea lui Durin nu erau tainice. Stăteau de obicei deschise și erau semne puse anume să-ți arate drumul spre ele. Dar dacă erau închise, oricine cunoștea cuvântul de deschidere a lor putea să-l rostească și să le treacă pragul. Cel puțin așa se spune din bătrâni. N-am dreptate, Gimli? Bai, răspunse gnomul. Dar care e acel cuvânt, nimeni nu-și mai amintește.
Narvi și meșteșugul lui și toți cei de un neam cu el au dispărut de pe fața pământului. Dar tu cunoști cuvântul Gandalf?" i se adresă Boromir, mirat. "Nu," răspunse vrăjitorul. Ceilalți îl priviră disperați. Doar Aragorn, care îl știa bine pe Gandalf, rămase tăcut și nepăsător. "Atunci ce rost a avut să ne aduci în locul ăsta blestemat?" strigă Boromir uitându-se peste umăr înfiorat la apa întunecată. "Ne-ai spus că odată ai trecut prin mină. Cum de-a fost cu putință, dacă n-ai știut cum să intri?" "Răspunsul la prima ta întrebare, Boromir," spuse vrăjitorul, "este că nu cunosc cuvântul încă. Dar vom vedea în curând." Și adăugă el cu o scăpare în ochi pe sub sprâncenele stufoase. "Poți prea bine să te întrebi care-i rostul faptelor mele abia după ce s-au dovedit zadarnice. Cât despre cealaltă întrebare a ta, te îndoiești de povestea mea? Sau nu mai ai putere de judecată?" "Nu pe aici am intrat, ci pe la răsărit." "Și dacă vrei să știi, am să-ți spun că aceste porți se deschid înspre afară. Dinăuntru le poți împinge cu mâinile. De afară nimic nu le clintește, afară doar de vraja poruncii. Nu pot fi împinse cu forță înspre înăuntru." "Și atunci ce-i să le faci?" întrebă Pipin, fără să se înspăimânte de sprâncenele zburlite și încruntate ale vrăjitorului. "Am să ciocănesc în poartă cu căpățâna ta, peregrin Tuc," îl luă vrăjitorul în răspăr. "Dacă nici asta nu o să le clintească, iar eu voi fi lăsat în pace cu toate întrebările astea nătângi, o să caut vorbele magice." Odată știam toate vrăjile în toate graiurile elfilor, sau ale oamenilor, sau ale orcilor, ce erau folosite pentru așa ceva. Îmi amintesc încă 200 dintre ele, fără să-mi chinui mintea, dar cred că nu o să fie nevoie decât de câteva încercări. Și nu va trebui să-i cer lui Gimli ajutorul pentru cuvintele din limba gnomilor, cea tainică, pe care n-o dezvăluie nimănui. Vorbele magice erau în elfică, la fel și scrisul de pe arcul de piatră. Nu mă prea îndoiesc de asta. Se apropie din nou de stâncă și cu toiagul atinse steaua de argint din mijloc, sub semnul Nicovalei. Anon et Helen, Edrohi Amen, Fenas Nogotrin, Lastobet Lamen, spuse el cu o voce poruncitoare. Liniile de argint pieriră, dar piatra cenușie și goală nu se clinti. De multe ori repetă el vorbele astea, altfel ordonate, sau schimbând câte un cuvânt cu altul. Apoi încercă și alte formule magice, una după alta, vorbind când mai repede și mai tare, când rar și șoptit. Rosti multe cuvinte din limba elfică, dar de întâmplat nu se întâmpla nimic. Stânca se înălța în noapte, infinitele stele erau toate aprinse, vântul sufla rece și porțile rămâneau închise. Gandalf se apropie încă o dată de perete și, ridicându-și brațele, vorbi cu o voce poruncitoare și tot mai mânioasă. "Edro, Edro!" strigă el și își izbi toiagul în stâncă. "Deschide-te, deschide-te!" urlă și apoi rosti aceeași poruncă în toate limbile ce fuseseră rostite vreodată la vest de pământul de mijloc. Apoi își aruncă la pământ toiagul și se așeză tăcut. O călătorie în beznă 2. În acea clipă, de foarte departe, vântul aduse până la urechile lor ciulite urletul lupilor. Bilbo Neil tresări înspăimântat, iar Sam sări lângă el și îi șopti ceva la ureche. "Nu-l lăsa să fugă," îl povățui Boromir. "Se pare că încă vom avea nevoie de el, dacă nu dau lupii peste noi. Ah, ce mai urăsc iazul ăsta împuțit!" Se aplecă și, culegând de pe jos o piatră mare, o aruncă departe în apa neagră. Piatra dispăru cu un plescăit moale, dar tot atunci se auziră un foșnet și un bolborosit. Cercuri mari, încrețite, se formară în jurul locului unde căzuse piatra, mișcându-se încet spre piciorul stâncii. "De ce ai făcut asta, Boromir?" îl mustră Frodo. "Și eu urăz lacul ăsta și mi-e teamă. Nu știu de ce anume, nu de lupi, nici de întunericul din spatele porților, ci de altceva. Mi-e teamă de lac, nu-l tulbura." "Dar aș vrea să putem să plecăm," se tângui Merry. "De ce nu se grăbește Gandalf să facă ceva?" scânci Pipin. Gandalf nu lua seama la ei. Stătea cu capul plecat, ori din pricina disperării, ori fiindcă era prea adâncit în gânduri, urletul sinistru al lupilor se auzi din nou. Încrețiturile apei crescură și se apropiară și mai mult. Unele săltau de acum pe mal.
Cu un gest brusc, care îi sperie pe toți, vrăjitorul sări în picioare. Râdea. L-am găsit, strigă el, bineînțeles, bineînțeles, absurd de simplu, ca toate ghicitorile când găsești răspunsul. Își culese toiagul, se apropie de stâncă și spuse cu voce limpede. Melon! Steaua luci scurt și iar pieri. Apoi, fără niciun zgomot, o poartă mare prinse contur, deși până atunci nu se zărise nicio crăpătură sau balama. Încet se împărți în două la mijloc și începu să se deschidă în afară, câte puțin, câte puțin, până când ambele porți se dădură la o parte și se lipiră de perete. Prin deschiderea ei se zărea o scară înnecată în umbre, urcând pieptiș. Dar după primele trepte, întunericul era mai adânc decât noaptea. Uimiți, drumeții căscară ochii mari. Va să zic că tot m-am înșelat, spuse Gandalf și Gimli la fel. Dintre toți, doar Merry a fost pe calea cea bună. Cuvântul ce deschidea porțile a stat scris pe arcul de boltă tot timpul. Tălmăcirea ar fi trebuit să sune astfel. Rostește, prieten și intră. Nu trebuia decât să folosesc cuvântul elfic pentru prieten și ușile se deschideau. Foarte simplu. Prea simplu în zilele astea pline de suspiciune pentru un învățat între ale istoriilor. Zilele alea de demult au fost fericite și acum să mergem. Păși înainte și puse piciorul pe prima treaptă, dar în aceeași clipă se petrecură mai multe lucruri deodată. Frodo simți cum îl apucă ceva de gleznă și căzu țipând. Bilbo neiul necheză înspăimântat și, făcând stânga împrejur, se repezi în noapte de-a lungul lacului. Sam țâșni după el, dar auzind țipătul lui Frodo, fugi înapoi plângând și blestemând. Ceilalți se răsuciră și văzura apele lacului clocotind, de parcă o armată întreagă de șerpi ar fi venit înnotând dinspre capătul lui sudic. Din apă se târâse în afară un tentacul lung și suplu, verde pal, fosforescent, ud. La capăt avea niște degete care se încleștaseră pe glezna lui Frodo și acum îl trăgeau spre apă. Căzut în genunchi, Sam încerca să-l reteze cu pumnalul. Brațul îi dădu drumul lui Frodo și tot atunci Sam îl prinse în brațele sale, trăgându-l înapoi și strigând după ajutor. 20 de alte brațe țâșniră din apă. Apa neagră fierbea, iar văzduhul era greu de o duhoare cumplită. Intrați pe poartă! Pe scări, repede! Strigă Gandalf, sărind înapoi. Scoțându-i din starea de groază, ce părea să-i fi pironit locului pe toți, în afară de Sam, Gandalf îi mână înainte. Tocmai la timp. Sam și Frodo urcaseră câteva trepte doar, iar Gandalf începea să urce când tentaculele apucătoare se zvârcoliră pe fâșia de țărm și prinseră a pipăi cu degetele lor peretele de stâncă și porțile. Unul chiar șerpui până pe prag, lucind în lumina stelelor. Gandalf se răsuci și se opri. Dacă se gândea la cuvântul care ar fi putut să închidă porțile pe dinăuntru, efortul său era inutil. Multe brațe încălocite prinseră cele două porți și cu o forță teribilă le învârtiră în jurul balamalelor. Cu un ecou înfiorător, porțile se trântiră și toată lumina pieri. Piatra masivă fu străbătută de un zgomot surd, ca de ceva ce se sparge și crapă. Prinzându-se de brațul lui Frodo, Sam se prăbuși pe o treaptă în întunericul de plin. Bietul și bătrânul Bill, spuse el cu o voce sugrumată, sărmanul Bill, lupi și șerpi. Șerpii l-au dat gata. A trebuit să aleg domnul Frodo. A trebuit să vin cu domnia voastră. L-auziră pe Gandalf coborând treptele și izbindu-și toiagul în porți. Piatra vibră, treptele tremurară, dar porțile rămaseră închise. Măi, făcu vărăjitorul, galeria este acum închisă în urma noastră și nu avem decât o singură cale de ieșire, de partea cealaltă a munților. Din zgomotele pe care le aud, mă tem că au fost îngrămădite pietre și copacii au fost dezrădăcinați și aruncați de-a curmezișul porții. Îmi pare rău căci copacii erau minunați și creșteau de atâta vreme. Am simțit că ne pândea ceva îngrozitor din clipa în care am atins prima oară apa cu piciorul, zise Frodo. Ce a fost acel ceva acolo, ori poate au fost mai multe? Nu știu, mărturisi Gandalf, dar brațele au fost mânate de un singur țel. Ceva s-a furișat sau a fost împins afară din apele întunecate de sub munți. În unghierele adânci ale lumii sunt ființe mai străvechi și mai cumplite decât orcii. Nu-și rosti cu voce tare gândul că orice ar fi fost ceea ce sălășluia în lac, primul pe care îl înhățase dintre ei toți fusese Frodo.
Boromir murmură ceva pentru sine, dar ecoul pietrelor întoarse, murmurul într-o șoaptă răgușită pe care toți o auziră. În ungherele adânci ale lumii și într-acolo ne îndreptăm noi acum împotriva voinței mele. Cine ne va arăta drumul în locul ăsta întunecos ca un mormânt? Eu, răspunse Gandalf, iar Gimli va merge alături de mine. Urmați-mi toiagul. Urcând treptele cele mari și trecând în fruntea lor, el își ridică toiagul și în vârful lui se zări o lucire palidă. Scara lată era solidă, fără nicio stricăciune. 200 de trepte numărară, unele mai late și altele mai înguste, iar la capătul lor dădură peste o galerie boltită, cu podeaua dreaptă ce ducea adânc în întuneric. Să ne așezăm, să ne odihnim și să îmbucăm ceva aici, pe platformă, căci sală de mese n-o să găsim, propuse Frodo. Începuse să scape de groaza brațului Menghină și dintr-o dată îi se făcuse teribil de foame. Propunerea lui fu primită de toți cu bucurie. Se așezară pe treptele de sus, siluete neclare în întunecime. După ce îi sprăviră de mâncat, Gandalf dădu fiecăruia câte o a treia sorbitură din miruvor, licoarea din vâlcea despicată. Din păcate, se va isprăvi și asta în curând, zise el, dar cred că avem nevoie de o înghițitură după groaza de la poartă și dacă nu ne ajută norocul, o să avem nevoie de tot ce a mai rămas înainte să ajungem de partea cealaltă. Să avem grijă și de apă. Sunt multe izvoare și fântâni în galerii, dar nu trebuie atinse. S-ar putea să nu avem unde să ne umplem burtufurile și clondirele până nu ajungem în Valea Pârâiașului Tainic. Cât o să facem până acolo? Întrebă Frodo. Nu pot spune, răspunse Gandalf, depinde de multe, dar dacă mergem drept, fără întâmplări nefericite și fără să ne rătăcim, o să ne ia 3 sau 4 marșuri, așa socotesc. Nu pot fi mai puțin de 40 de mile între poarta de apus și poarta de răsărit în linie dreaptă, iar drumul poate fi tare întortocheat. După acest popas scurt, porniră din nou la drum. Toți erau nerăbdători să încheie călătoria cât mai repede cu putință și erau hotărâți, oricât ar fi fost de obosiți, să mărșăluiască alte câteva ore bune. Gandalf mergea tot în frunte, în mâna stângă ținea ridicat toiagul său lucitor, a cărui rază abia dacă lumina drumul de sub picioare. În dreapta își ținea sabia, pe Glamdring. În urma lui venea Gimli, cu ochii scăpărând în lumina palidă, atunci când își întorcea capul dintr-o parte în alta, în spatele gnomului Frodo și el cu sabia lui scurtă, Sting în mână. Nici o rază nu scăpăra din tăișurile celor două săbi, ceea ce le aducea oarecare ușurare, căci, fiind lucrate de fierarii elfi în zilele de odinioară, săbile acestea aveau o lucire rece atunci când se afla în preajmă vreun orc. După Frodo veneau Sam și Legolas, hobiții mai tineri și Boromir. În întunericul din urmă de tot venea Aragorn, posomorât și tăcut. Galeria coti de câteva ori, apoi prinsea coborâ și coborâ într-una o bucată bună de vreme, înainte să o ia din nou drept. Aerul era tot mai încins și mai înăbușitor, dar nu respingător, și din timp în timp simțeau curenți ceva mai reci, ce le răcoreau fețele, venind dinspre deschideri doar bănuite în pereții laterali. Păreau să fie multe asemenea deschideri. În raza palidă a toiagului vrăjitorului, Frodo apuca să vadă scări și bolți, coridoare și tuneluri urcând, coborând abrupt sau doar deschizându-se oarbe în ambele părți. Atât de multe erau, încât îl zăpăceau și cu greu și le-ar fi putut aminti. Gimli nu prea avea cu ce să-l ajute pe Gandalf, în afară doar de curajul său îndărătnic. Cel puțin nu era tulburat, așa ca toți ceilalți de întuneric. Adeseori vrăjitorul se sfătuia cu el, acolo unde încrucișările de galerii îl puneau în încurcătură, dar tot Gandalf era cel care avea ultimul cuvânt, de fiecare dată. Minele Moriei erau mai întinse și mai întortocheate decât își putea închipui Gimli, oricât ar fi fost el fiul lui Gloin, gnomul din seminția muntenilor. Pentru Gandalf, amintirile îndepărtate legate de o călătorie făcută cu atâta amar de ani în urmă îi erau de prea puțin ajutor, dar chiar și în bezna aceea și în ciuda atâtor cotituri ale drumului, el știa încotro dorea să meargă, astfel că nu șovăia atâta vreme cât exista o cale ce ducea spre ținta lui. Nu vă temeți, îi încuraja Aragorn. Popasul acesta fusese mai lung decât de obicei, iar Gandalf și Gimli șușoteau împreună. Ceilalți se strânseseră în urma lor, așteptând neliniștiți. Nu vă temeți,
Am fost cu el în multe călătorii, chiar dacă în niciuna atât de întunecoasă. În vâlceaua despicată sunt povești despre fapte de ale sale mult mai mărețe decât tot ce mi-a fost dat să văd. Nu se va rătăci, atâta vreme cât există o cale ce poate fi găsită. Ne-a adus aici înăuntru cu toată frica noastră, dar ne va scoate de aici, oricât le-ar costa asta. Mai degrabă, vă puteți încrede în el să găsească drumul spre casă într-o noapte fără lună decât în pisicile reginei Berutiel. Grupul avea noroc cu asemenea călăuză, căci n-aveau nici lămpașele cu ei și nici altceva din care să-și facă torțe. În zăpăceala disperată de la porți, multe lucruri rămăseseră în urmă, dar, fără niciun fel de lumină, ar fi ajuns curând la Marea Ananghie. Nu numai că erau puzderie de căi între care să aleagă, ci în multe locuri se găseau gropi, puțuri și fântâni negre pe marginile galeriei ce răspândeau un ecou pașilor lor, fisuri în pereți, hăuri în podea, iar când și când, numai ce se deschidea o crăpătură chiar în fața picioarelor lor. Cea mai lată fusese de 7 picioare, iar lui Pipin i-a trebuit multă vreme până a reușit să-și facă destul curaj ca să sară peste prăpastia aceea grozavă. Sunetul vijelios al unei ape răsuna din adânc, ca și cum o roată uriașă de moară s-ar fi învârtit în fundul hăului. Frânghie, murmură Sam. Știam eu că să-mi trebuiască dacă nu o am la mine. Cu cât aceste pericole se înmulțeau, cu atât înaintarea lor devenea mai înceată. Aveau de acum impresia că se învârteau în cerc la temeliile munților. Erau mai mult decât sfârșiți de oboseală, cu toate acestea nu le dădea ghes gândul de a se opri undeva. Frodo prinsese ceva curaj după ce scăpase de brațele Menghină și după ce mâncase și luase o înghițitură din licoare, dar de la o vreme îl stăpânea o nouă neliniște, ce se preschimbă în frică. Deși în vâlceaua despicată fusese tămăduit după lovitura pricinuită de pumnal, rana aceea urâtă nu rămăsese fără urmări. Simțurile sale erau mai ascuțite, prinzând mai repede de veste despre ceea ce nu putea fi zărit. Un semn al schimbării pe care îl băgase curând de seamă era acela că putea vedea în întuneric mult mai bine decât oricare altul dintre tovarășii săi, poate în afară de Gandalf, și oricum era purtătorul inelului. Îi atârna pe piept legat de lanț și când și când îi părea ca o mare greutate. Simțea dincolo de orice îndoială răul aflat deasupra și răul din urma lor, dar nu spunea nimic despre aceasta. Strângea și mai vârtos mânerul sabiei și-și continua drumul cu îndârjire. Cei din urma lui vorbeau arar și atunci doar în șoapte grăbite. În afară de proprii lor pași, nu se auzea alt zgomot. Buvniturile înfundate ale picioarelor de gnom ale lui Gimli, călcătura grea a lui Boromir, pasul ușor al lui Legolas, tropăitul moale abia auzit al tălpilor hobiților și în spate pașii rari fermi ai lui Aragorn cu picioarele lui lungi. Când se opreau cât un moment, nu auzeau absolut nimic, decât poate din când în când susuratul și picurul stins al unei ape nevăzute. Cu toate acestea, Frodo începu să audă, sau doar își imagina că aude, și altceva, ca o călcătură stinsă a unor tălpi goale și moi, niciodată îndeajuns de puternică, nici îndestul de aproape, ca să fie sigur de ceea ce auzea. Dar odată început, sunetul acela nu se curma atâta vreme cât însoțitorii inelului erau în mișcare. Și totuși nu putea fi vorba de ecou, căci atunci când se opreau, lipăitul continua puțin de unul singur și abia apoi înceta. Trecuse de miezul nopții când intraseră în minele Moriei. Mergeau de câteva ore bune, doar cu câteva popasuri scurte, când Gandalf ajunse la primul obstacol cu adevărat serios. Înaintea lui se găsea o arcadă mare din care se desfășurau 3 coridoare. Toate duceau cam în aceeași direcție, spre răsărit, dar coridorul din stânga se prăvălea în timp ce al treilea, cel din dreapta, urca, iar cel din mijloc părea să ducă drept înainte, neted și orizontal, însă foarte îngust. De locul ăsta nu mi-amintesc câtuși de puțin, spuse Gandalf, stând nehotărât sub boltă. Își ridică toiagul în speranța că va găsi niște semne sau vreo inscripție care să-l ajute în alegere, dar nimic din acest fel nu se zărea. Sunt prea obosit să mă hotărăsc, clătină el din cap, și mă gândesc că și voi sunteți la fel de obosiți ca și mine, dacă nu și mai și. Am face bine să poposim aici pentru restul nopții
Știți ce vreau să spun? Aici e întotdeauna întuneric, dar afară luna coboară spre asfințit și a trecut mai mult de jumătate din noapte. Săracul Bill, oftă Sam. Mă întreb pe unde o fi. Nădăjduiesc că lupii nu l-au înhățat încă. La stânga Marii Arcade descoperiră o ușă de piatră. Stătea pe jumătate închisă, dar se deschidea ușor la o simplă împingere. În spatele ei părea să fie o încăpere săpată în stâncă. Încet, încet, strigă Gandalf când Merry și Pippin dădură buzna bucuroși să descopere un loc unde să se poată odihni măcar cu sentimentul că erau oarecum la adăpost față de cum ar fi fost în galeria aceea deschisă. Ușurel, încă nu știți ce e înăuntru. Intru eu primul. Gandalf intră prevăzător și ceilalți se înșiruiră în urma lui. Poftim, zise el, arătând cu toiagul spre mijlocul podelei. Înaintea picioarelor lui zăriră o groapă mare, rotundă, ca un fel de gură de fântână. Lanțuri rupte și ruginite coborau de pe margine în puțul negru. În apropiere se găseau bucăți de piatră. Poftim, nimerea vreunul dintre voi înăuntru și încă nici acum n-ar fi știut când va ajunge la fund, îl mustră Aragorn pe Merry. Lăsați călăuza să meargă înainte atâta vreme cât aveți una. Pare să fi fost camera gărzilor, făcută anume pentru straja celor trei galerii, explică Gimli. Și e limpede că puțul ăsta servea drept fântână pentru străjeri. Și era acoperit cu un chepeng de piatră. Chepengul însă s-a sfărâmat, așa că trebuie cu toții să fim atenți în întuneric. Ciudat, dar Pipin se simțea atras de fântână. În vreme ce tovarășii săi desfăceau păturile și își pregăteau culcușurile pe lângă pereții încăperii, cât mai departe cu putință de puțul din podea, el se târâ pe burtă până la buza lui și se uită înăuntru. Parcă simțea un curent rece pe față, înălțându-se din adâncimi nevăzute. Sub stăpânirea unui impuls de moment, căută o mână de piatră și o aruncă înăuntru. Își simți inima bătând de multe ori până când auzi un sunet. Apoi departe, jos, ca și cum piatra căzuse în apa adâncă, din cine știe ce peșteră, răsună un plosc foarte îndepărtat, dar amplificat de ecoul puțului. Ce-a fost asta?" strigă Gandalf. Răsuflă ușurat când Pipin mărturisi că el era vinovatul. Tucne ghiob," mârâi el. Asta e o călătorie serioasă, nu o plimbare de plăcere de-a hobiților. Data viitoare să te arunci tu înăuntru, ca să nu mai avem necazuri. Acum stai liniștit." Câteva minute nu se mai auzi nimic, apoi însă din adâncuri urcă un ciocănit stins. Toc-a-toc, toc-a-toc, toc-toc-a-toc. Ciocăniturile încetară, dar după ce ecoul încetă și el, reîncepură. Toc-a-toc, toc-toc-a-toc, toc-a-toc-a-toc. Sunetul era neliniștitor, de parcă ar fi fost un fel de semnal, însă după scurt timp, ciocănitul se pierdu de tot și nu mai reveni. Dacă ăsta n-a fost ciocănit de ciocan, atunci n-am auzit un ciocănit în viața mea, zise Gimli. Ba, asta a fost, confirmă Gandalf, și nu-mi place de fel. Poate că n-are nicio legătură cu piatra aia prostească a lui Peregrin, dar e posibil să fi tulburat ceva ce ar fi trebuit să rămână netulburat. Vă rog, nu mai faceți așa ceva. Să sperăm că ne vom putea odihni fără alte necazuri, iar tu, Pipin, vei sta primul de strajă, drept răsplată, mârâi el și se înveli în pătură. Pipin rămase amărât lângă ușă, în întunericul beznă. Tot timpul se răsucea și se învârtea, cuprins de teamă, că ceva se va târâ afară din puț. Tare ar fi vrut să astupe gura puțului, măcar cu o pătură, dar nu îndrăznea să se urnească din loc sau să se apropie de el, deși Gandalf părea să fie adormit. Gandalf însă era treaz, doar că stătea nemișcat și tăcut. Era cufundat în gânduri, încercând să-și amintească fiecare amănunt al călătoriei lui de demult în minele Moriei și cugetând plin de neliniște la drumul pe care trebuia să-l urmeze mai departe. Dacă o apuca acum pe o cale greșită, s-ar fi putut dovedi o adevărată nenorocire. După o oră, se sculă și se duse lângă Pipin. Du-te într-un colț și tragi un pui de somn, băiete, îi spuse el cu o voce blândă. Vrei să dormi, așa bănuiesc. Eu nu reușesc să pun geană pe geană. Așa că, la fel de bine pot să stau de veghe. Știu ce e cu mine, murmură el așezându-se pe jos lângă ușă. Am nevoie să fumez. N-am mai pus gura pe tutun din dimineața dinaintea furtunii de zăpadă. Ultimul lucru pe care îl zări Pipin înainte să-l cuprindă somnul fu silueta întunecată a bătrânului vrăjitor ghemuit pe podea, ferind o surcică aprinsă în căușul palmelor, între genunchi. Scăpărarea de o clipă dezvălui nasul lui ascuțit și un fuior de fum.
Gandalf fu cel care îi trezi pe toți. Stătuse și veghease de unul singur aproape 6 ore, lăsându-i să se odihnească. Și în timpul veghii m-am hotărât, le spuse el. Nu-mi place cum apare calea de mijloc și nu-mi place mirosul celei din stânga. De acolo urcă o duhoare puturoasă și dacă n-am dreptate, înseamnă că nu scălăuză. Am să urmez calea din dreapta. E vremea să urcăm din nou. Timp de 8 ore de întuneric, fără a pune la socoteală 2 popasuri scurte, mărșăluiră înainte, fără să se întâlnească vreo primejdie, fără să audă ceva, fără să vadă altceva decât lucirea palidă a toiagului vrăjitorului, plutind ca un licurici în fața lor. Galeria aleasă de ei urca într-una în curbă. Din câte puteau ei să-și dea seama, curbele erau lungi, parcă în spirală, și pe măsură ce urcau deveneau tot mai înalte și mai spațioase. Nu se zărea nicio deschidere spre alte galerii sau tuneluri, de nicio parte. Podeaua era dreaptă, solidă sub picioare, fără puțuri sau crăpături. Era limpede că ajunseseră la ceea ce odată fusese o galerie principală. Acum puteau înainta mai repede decât în timpul primului marș. Astfel au izbutit să străbată 15 mile, măsurate în linie dreaptă, înspre soare răsare, cu toate că în fapt merseseră vreo 20 sau chiar mai multe. Pe măsură ce drumul urca, parcă și Frodo prinse mai mult curaj, dar tot se mai simțea apăsat și tot mai auzea din când în când sau îi se năzărea că aude în urma lor departe și dincolo de călcătura și lipăitul pașilor lor, un pas ce îi urmărea și care nu era ecou. Mărșăluiră atât cât îi ținură pe hobiți puterile, fără să se oprească, și toți se gândeau acum la un loc unde să poată dormi, când, fără veste, pereții din dreapta și din stânga dispărură. Ar fi zis că pătrunseseră printr-o intrare boltită într-un spațiu întunecos și gol. Din spate venea un curent de aer mai cald, dar fețele lor erau învăluite în bezna rece. Se opriră și se strânseră neliniștiți unii în alții. Gandalf părea încântat. Am ales drumul cel bun, spuse el. În sfârșit am ajuns în partea unde se locuia și după câte îmi dau seama, nu suntem departe de galeriile de la răsărit, dar ne găsim foarte sus, mult deasupra porții pârâiașului tainic, dacă nu cumva greșesc. După cum simt aerul, ne aflăm într-o sală mare. Am să risc și am să aprind o lumină adevărată. Își ridică toiagul și preț de o clipă se ivi o lumină orbitoare, ca o scăpărare de fulger. Umbre uriașe țâșniră și zburară și într-o fracțiune de secundă zăriră un tavan imens, mult deasupra capetelor lor, susținut de nenumărate coloane puternice tăiate în piatră. Înaintea lor, și de-o parte și de alta, se întindea o sală uriașă, pustie. Pereții negri, lustruiți și neteziți ca sticla, scăpărau și străluceau. Zăriră alte 3 intrări, 3 arcade la fel de negre, una drept în fața lor, spre răsărit, și încă 2 de-o parte și de alta a ei. Apoi lumina se stinse. Doar atât îndrăznesc acum, zise Gandalf. Pe vremuri erau ferestre mari în pereții muntelui și puțuri în părțile de sus ale galeriilor, ce duceau până la lumina zilei. Cred că la ele am ajuns, dar afară s-a lăsat iarăși noaptea, așa încât până mâine dimineață nu ne putem da seama. Dacă am dreptate, mâine vom zări zorii strecurându-se înăuntru. Dar până una alta, mai bine să nu mergem mai departe, să ne odihnim dacă om putea. Până aici totul a mers strună și cea mai mare parte a drumului prin beznă s-a sfârșit. Dar încă n-am isprăvit și până jos la porțile ce se deschid spre lume e drum lung. Însoțitorii inelului își petrecură noaptea în sala mare ca o peșteră, strânși unii în alții într-un unghier, ca să se ferească de curent. Prin arcada dinspre răsărit părea să pătrundă fără oprire aer rece. Peste tot în jurul lor, așa cum stăteau ei întinși, atârna întunericul gol și imens, iar ei se simțeau apăsați în singurătatea și vastitatea sălilor dăltuite în stâncă și de păienjenișul fără sfârșit al scărilor și galeriilor. Cele mai cumplite născociri ale minții hrănite de zvonurile cele mai negre pe care le auziseră hobiții păleau în fața amenințării și a minunii Moriei. Bag seamă că aici trudit odată o mare mulțime de gnomi, spuse Sam, și fiecare dintre ei mai harnic decât viezurele, și asta timp de 500 de ani, ca să sfredelească toate astea, și aproape totul în stâncă dură. Pentru ce au făcut-o?
doar n-au trăit în văgăunile astea întunecoase. Astea nu sunt văgăuni, îi spuse Gimli. Ăsta este marele regat și oraș subteran al gnomilor și în străvechimea lui nu a fost întunecat, ci plin de lumină și splendoare, așa cum se pomenește în cântecele noastre. Se ridică și, stând în picioare în întuneric, începu să cânte cu o voce adâncă, în timp ce ecourile se înălțau departe spre tavan. Pământul tânăr, munții verzi și luna albă fără pete, dar pietre, râuri n-aveau nume când Durin a pornit în lume. El a numit și văi și dealuri și din fântâni gustă întâiul. Când peste alacului oglindă s-a aplecat, văzu coroana de stele pe un fir de argint deasupra umbrei feței sale. Era o lume fără seamăn în zilele de odinioară, până au pierit semeții regi din Nargothrond și Gondolin. Spre soarea pune peste mări frumoasa lume a lui Durin. Un rege a fost pe un tron cioplit în săl de piatră între coloane, cu bolți de aur și podele de argint și rune ale puterii, pe ziduri scrise și pe uși, lumini cerești luceau de-a pururi, în lămpi cioplite din cristale, nici când de nori și nopți umbrite. Izbeau ciocane în nicovale, gravori și cioplitori deodată. Aici tăiau, legau dincolo, mineri, zidari, săpau, clădeau, iar perla și opalul palid luceau în solzii de metale, pe scuturi, platoșe, orsăbii și suliți drepte și topoare. Neobosit era poporul lui Durin pe atunci sub munte. La harpe menestreli cântau, iar sus la porți chemau trompete. Lumea-i pustie, munții reci, pe vetre înfierării cenușă, nici harfa nu mai e ciupită și nici ciocanul nu mai cade. În sălile lui Durin, beznă și umbră pe mormântul lui, în Moria, în cazat dum, doar stele apuse mai apar în noaptea lacului oglindă, acolo unde în ape adânci coroana lui încă mai zace, până când Durin preaslăvitul din somnul lui se va trezi. Îmi place, exclamă Sam, aș vrea să-l învăț și eu, în Moria, în cazat dum. Dar asta face ca întunericul să fie parcă și mai apăsător când mă gândesc la toate lămpile alea. Mai sunt și acum grămezi de juvaierii cale și aur care zac pe aici? Gimli nu răspunse. După ce-și cântase cântecul, nu mai voia să spună nimic. Grămezi de juvaierii cale, repetă Gandalf. Nu, orice au jefuit Moria adeseori. N-a mai rămas nimic în sălile de sus. Și de când au fugit gnomii, nimeni nu cutează să caute în puțurile și în cămările din adâncuri. Sunt înnecate în apă sau într-un văl de spaimă. Și atunci, pentru ce vor să se întoarcă gnomii aici, întrebă Sam. Pentru mitril, răspunse vrăjitorul. Bogăția Moriei nu stătea în aur și juvaierii cale. Alea sunt jucăriile gnomilor. Nici în fier, servitorul lor. Mitra astea găseau ei aici. E adevărat, mai ales fier, dar nu aveau nevoie să sape după ele. Tot ce-și doreau, puteau să aibă făcând negoț, căci numai aici, din întreaga lume, se găsea argintul de Moria. Sau argintul adevărat, cum l-au numit unii. Mitril este numele elfic. Gnomii au un nume pentru el pe care nu vor să-l rostească. Valoarea lui era de 10 ori mai mare decât cea a aurului, iar acum e neprețuit, căci prea puțin a mai rămas pe suprafața pământului și nici măcar orcii nu îndrăznesc să sape aici după el. Filoanele duc spre miază noapte, spre Carad Hras și în jos spre adâncuri. Gnomii nu-și dezvăluie taina, dar așa cum Mitril a dat naștere la bogăția lor, tot așa le-a adus decăderea. Au săpat cu prea multă lăcomie și prea în afund, tulburând ceea ce-i făcuse să fugă, blestemul lui Durin, căci aproape tot ce au scos ei la lumină, au venit orcii și-au strâns și au dat drept tribut lui Sauron, care râvnește la tot. Mitril, continuă Gandalf, cine nu și-l dorea? Putea fi bătut precum aurul, lustruit precum sticla. Gnomii puteau face din el un metal ușor și totuși mai tare decât oțelul călit. Frumusețea lui era argintului obișnuit, dar frumusețea mitrilului nu se ofilea, nu pălea. Elfii îl iubeau foarte mult și printre multele lucruri pe care le făceau din el,
Era și Itildin, piatra lunii, pe care ați văzut-o pe porți. Bilbo avea o zadin inele de mitril pe care i-a dăruit-o Thorin. Mă întreb ce s-o fi ales de zaua aia. Poate că încă se pune praful pe ea în casa Matom din Michel Delving, așa bănuiesc. Ce? Strigă Gimli disperat ieșind din muțenia lui. O zadin argint de Moria? Ăsta a fost dar regesc. Așa e, eu nu i-am spus niciodată nimic, dar prețul ei era mai mare decât întregul comitat și tot ce se găsea în el. Frodo nu spuse nimic, își băgă doar mâna sub tunică și atinse inelele cămășii sale de zale. Îi veni amețeala la gândul că umblase cu o asemenea comoară din comitat sub jacheta lui. Bilbo știuse? Fără îndoială că știa prea bine acest lucru. Într-adevăr, un dar regesc. Dar acum gândurile izburară de la minele întunecate spre vâlceaua despicată, la Bilbo, la fundătura lor și la zilele când Bilbo încă nu plecase. Își dorea din toată inima să fie din nou acolo, în acele zile anume, să tundă pajiștea, să plivească florile și să nu fie auzit niciodată de Moria, de mitril sau de inel. Se lăsă o tăcere adâncă. Unul câte unul adormiră. Frodo făcea de strajă. Ca o răsuflare ce-ar fi pătruns prin uși nevăzute dinspre locuri adânci, așa-l cuprinse pe el frica. Mâinile erau reci, fruntea acoperită de broboane de sudoare. Asculta. Toată mintea lui se concentră pe ascultare și pe nimic altceva timp de 2 ore care trecură cumplit de greu, dar nu auzi niciun sunet, nici măcar năzăritul ecou al vreunui pas. Veghea lui aproape că se sfârșise când, departe, acolo unde se închipuia că se afla arcata dinspre apus, îi se păru că zărește 2 puncte palide de lumină, aproape ca niște ochi fosforescenți, trăsări. Capul lui căzuse în piept. Te pomenești că m-a dormit în gardă, își zise el, tocmai visam ceva. Se ridică, se frecă la ochi și rămase în picioare, ațintindu-și privirile în întuneric, până când Legolas îi luă locul. Când se întinse, adormi aproape imediat, dar visul părea să continue. Auzea șoapte, vedea 2 puncte palide de lumină apropiindu-se încet. Se trezi și descoperi că toți ceilalți vorbeau în șoaptă lângă el și că o lumină slabă îi cădea pe față. Sus de tot, deasupra arcadei, dinspre răsărit, printr-un puț aproape de tavan, pătrundea o rază de lumină lungă, palidă. În partea cealaltă a sălii, prin arcada dinspre miază noapte, o altă rază abia scăpăra îndepărtare. Frodo se ridică în capul oaselor. Bună dimineața, spuse Gandalf, căci în sfârșit e din nou dimineață. Vezi, am avut dreptate. Suntem sus de tot în partea de răsărit a Moriei. Înainte să se sfârșească ziua de azi, ar trebui să găsim porțile cele mari și să vedem apele Heleșteului Oglinzii ce se află în Valea Pârâiașului Tainic, undeva în față. Voi fi foarte bucuros, spuse Gimli. Am vrut să ajung în Moria, e măreață cu adevărat, dar a devenit prea încărcată de întuneric și amenințări și n-am găsit niciun semn lăsat de-ai mei. Acum mă îndoiesc că Balin a trecut vreodată pe aici. După ce lua rămasa de dimineață, Gandalf hotărâ să o pornească la drum de îndată. Suntem obosiți, dar ne vom odihni mai bine după ce vom fi ieșit, le spuse el. Nu cred că vreunul dintre voi își mai dorește să petreacă încă o noapte în Moria. Chiar că nu, zise Boromir. Pe ce drum apucăm? Spre arcada aceea dinspre răsărit? Poate, zise Gandalf. Dar încă nu sunt sigur unde ne aflăm. Dacă nu m-am rătăcit de tot, cred că suntem deasupra și undeva la miază noapte față de porțile cele mari și s-ar putea să nu se dovedească atât de ușor să găsim drumul cel bun până jos la ele. Poate că arcada dinspre răsărit se va arăta a fi drumul pe care trebuie să-l urmăm, dar înainte să ne hotărâm, să ne uităm puțin în jurul nostru, să ne ducem la lumina aia din arcada dinspre miază noapte. Dacă am găsit o fereastră, ne-ar fi de mare ajutor. Însă mă tem că lumina pătrunde doar prin niște puțuri lungi. Urmându-l, însoțitorii inelului trecură pe sub arcada nordică. Se pomeniră într-un coridor lung. Pe măsură ce înaintau de-a lungul lui, lumina devenea tot mai puternică și abia atunci văzură că aceasta pătrundea pe o ușă aflată la dreapta lor. Înaltă, cu pragul de sus drept, ușa de piatră încă stătea prinsă în balamale, pe jumătate deschisă. Dincolo de ea se găsea o cameră mare și pătrată. Era slab luminată, dar pentru ochii lor
După atâta vreme petrecută în beznă, lumina părea orbitor de puternică, așa încât clipiră atunci când pășiră înăuntru. Picioarele lor stârniră stratul gros de praf de pe podele și se împiedicară de tot felul de lucruri ce zăceau aproape de prag și ale căror forme nu izbutiră să le dezlușească din prima clipă. Camera era luminată printr-un puț larg săpat sus de tot, în peretele mai îndepărtat, dinspre răsărit. Urca în pantă, iar la capătul celălalt se putea zări un pătrat mic de cer albastru. Lumina din puț cădea drept pe o masă din mijlocul camerei. Un bloc prelung, dintr-o singură bucată, cam de două picioare înălțime, pe care era așezată o dală masivă din piatră albă. Arată ca un mormânt, murmură Frodo și, stăpânit de un presentiment ciudat, se aplecă în față ca să se uite mai atent. Gandalf se alătură pe dată. Dala avea încrustate, adânc, pe ea câteva rune. Acestea sunt runele lui Deron, din cele folosite în vremurile de demult ale Moriei, explică Gandalf. Aici stă scris astfel în graiul gnomilor și cel al oamenilor. Balin, fiul lui Fundin, seniorul Moriei. Va să zic că a murit, spuse Frodo. M-am temut de asta. Gimli își trase gluga peste față.